Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în această seară se cade să vă spun și Cristos a înviat. Suntem după învierea Domnului Iisus Hristos. Toți am sărbătorit această înviere. Învierea nu are de fapt o sfârșit în inimile noastre, ci noi ca și credincioși păstrăm această înviere pe tot parcursul anului, o păstrăm pentru totdeauna, pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul central care a parafat mântuirea noastră a celor care am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și suntem binecuvântați cu nădejde și speranța revedere cu Hristos prin această înviere a Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta vreau să vorbim despre o temă interesantă în contextul acesta al morții și învierei Domnului Iisus Hristos și anume despre învierea morților. Știu că pare să nu fie un subiect atât de plăcut să vorbim despre moarte și despre învierea morților. De ce credem în învierea morților? Și ne aducem aminte că crezul creștin în finalul lui spune așa, aștept învierea morților și viața viacului ce va să vie. Acestea sunt ultimele lucruri spuse în crezul creștin, deci orice creștin ar trebui să aștepte învierea morților și viacul care o să vină. Discutăm pe această temă cu invitatul emisiunii, pastorul Romica Iuga. Vă spun bună seara, bine ați venit la emisiune. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Salut și eu pe toți cei care ne urmăresc în seara aceasta. Uh, sunteți prima dată în emisiune, uh, în emisiunea Teologia la Actualitate uh, și uh, de aceea aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre slujirea pe care o faceți. Sunteți pastor la Biserica Baptistă Speranța din Arad, dar ce alte lucruri mai faceți pe lângă slujirea pastorală? Uh, cred că dacă unii membri din Biserica Speranța vizionează emisiunea asta, le-ar place să spun că nu mai fac altceva pe lângă slujirea pastorală. Da, în mod cu totul special, slujirea mea se focalizează pe pastorație. Biserica Speranța din Arad sunt aproape 30 de ani de când fac această slujire acolo. Sigur că mai sunt implicat și în alte lucrări. Aș aminti dat fiind faptul că sunt la București colaborarea cu Institutul Teologic Baptist din București pe tema misiunii și a plantării de, de noi biserici și slujirea în bordul Institutului. Sunt alte proiecte locale la nivelul comunității de Arad și poate folosesc ocazia aceasta pentru ca să spun și telespectatorilor că se pot ruga pentru noi la Arad am început un proiect îndrăzneț de construcția unui campus pentru liceul Baptist din Arad, Alexa Popovici mm. și cred că e suficient dacă am amintit de atât. Da, mulțumim. Seara aceasta vrem să vorbim despre învierea morților, dar nu vrem să o dezlipim de învierea Domnului Iisus Hristos pentru că tocmai am aflat lucrul acesta din epistola lui Pavel către Corinteni că între învierea Domnului Iisus Hristos și învierea morților cele două sunt asociate în înțelegerea Apostolului Pavel în special în 1 Corinteni 15 de ce asociază cele două învieri, învierea lui Hristos și învierea morților Apostolul Pavel? De ce le pune împreună? Mi se pare absolut normal să, să le pun împreună și poate că până ajungem la pasajul acesta clasic din Corinten, capitolul 15, aș mai aminti un, un verset pe care îl folosește Pavel atunci când scrie Bisericii din Tesalonic, și el spune: Dacă noi credem că Isus a murit și a înviat, atunci credem că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Hristos, pe cei care au adormit în El. Practic, mi se pare evidentă și foarte puternică legătura pe care o face în 1 Tesalonicen 4, Apostolul Pavel, afirmând, de fapt, că. Învierea din morți a Domnului Hristos practic este temelia credinței noastre în ceea ce privește învierea morților și pentru că uh, suntem în, uh, în preajma sărbătorii uh, învierii Domnului Isus Hristos și în multe locuri în țară chiar în perioada aceasta uh, de la înviere și până la înălțare credincioșii uh, continuă să folosească salutul Hristos a înviat mi se pare că de fiecare dată când spunem Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat, în mod indirect noi facem o referință la propria noastră înviere. Dacă într-adevăr credem că Iisus Hristos a înviat, credem că și cei morți vor învia și din ultimele statistici, dacă nu revine Hristos, se moare în procent de 100%. Așa că facem o referință la propria noastră înviere. Deci, învierea lui Hristos, clar, în învățătura apostolului Pavel, este baza pentru credința în învierea morților. Cum argumentează apostolul Pavel învierea morților? Un lucru poate fi greu de crezut, că cineva ar putea să învie din morți, el leagă învierea Domnului Iisus Hristos de sau învierea noastră de învierea Domnului Iisus Hristos, cum spuneați, dar care sunt argumentele pe care apostolul le aduce pentru a susține învierea din morți? Acum, dacă mă gândesc la firul prezentării apostolului Pavel din Corinteni, capitolul 15, a spune că încă de la început apostolul Pavel Menționează faptul că nu toți oamenii cred în învierea morților. În 1 Corinteni capitolul 15 e o frumoasă în partea introductivă, o frumoasă prezentare a Evangheliei și spune apostolul Pavel: "Vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care ați crezut, sunteți mântuiți dacă, dacă ați crezut." Și în contextul acesta, când Evanghelia pe care el o prezintă conține adevărul despre moartea lui Hristos și despre învierea lui Hristos, el totuși face precizarea aceasta. Cum zic unii dintre voi? O oarecare întrebare pentru unii retorică, dar recunoaște că sunt oameni care nu cred în înviere. Cum zic unii dintre voi că nu există o înviere a morților? Și aș face o, o, o scurtă paranteză aici. Da, într-adevăr, din perspectiva aceasta uh, a învierii, sunt oameni care cred că viața omului se limitează la aici și acum. Și odată ce uh, omul a murit, dincolo de, de moarte, nu mai există nimic practic. Nimic din ființa umană, din perspectiva unora, nu va supraviețui uh, morții. Uh, există, fără ca să intrăm în detalii, dar există și persoane care cred că o anumită parte din ființa umană uh, va supraviețui morții, și sunt unii care, atunci când au în vedere viața după moarte, uh, imaginea lor este a unui uh, Duh, a unui Suflet care va supraviețui morții, dar. Uh, Trupul nu, însă, pentru că tot ați făcut uh, referință la, la Crezul Creștin, uh, Crezul Creștin nu vizează doar, uh, eu știu, o, o uh, viață a Sufletului care va continua după moarte, ci prin faptul că proclamă învierea din morți, a spune, ființa umană în întregime supraviețuiește morții. de uh, adevărat, nu trupul acesta. Un trup slăvit, dar când vorbim de învierea morților, nu avem în vedere doar, eu știu, partea spirituală a ființei umane sau sufletul omului. Și acum, întorcându-ne la, la argumentarea Apostolului Pavel, iarăși trebuie să spun, pentru Pavel este absolut fundamental aspectul acesta, pentru că și în Corinteni 15 începe prin a convinge că învierea din morți a Domnului Isus Hristos a fost o realitate. Și prezintă niște, uh, niște argumente. Uh, aparițiile lui Hristos de după înviere joacă un rol foarte important și acea, uh, eu știu, înșiruire pe care o face apostolul lui Pavel că s-a arătat unora după aceea la mai mulți, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, uh, mărturia lui personală spune la sfârșit sau după toți aceștia uh, ca unei stârpituri, folosește Pavel expresia aceasta, mi s-a arătat și mie, spune Apostolul Pavel. Deci, el era absolut convins că Isus a înviat din morți, și, bineînțeles, odată ce ești convins că învierea este reală și ai promisiunea Domnului Isus Hristos, pentru că înainte ca Isus Hristos să moară, le-a promis ucenicilor că. El se duce, pregătește un loc, se întoarce și ei vor exista veșnic împreună cu Hristos în, în împărăția Lui. Deci, odată este învierea Lui Hristos și apoi promisiunea Domnului Isus Hristos că cei care au murit vor învia și vor moșteni viața veșnică. Deci, cumva, Pavel spune, nu poți să spui că crezi în învierea lui Hristos, dacă nu crezi în învierea morților. Și el spune că și dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Cumva, dacă Isus Hristos n-a înviat ca și trup, n-a putut să învie, atunci nu poate să existe învierea morților. Deci învierea lui Hristos Devine fundamentul și o experiență fundamentală pentru orice altă înviere, și dacă n-am înviat Hristos, credința voastră este uh, zadarnică. Da. Deci, uh, uh, dacă spui că nu cred în învierea morților, spui de fapt că nu crezi în învierea uh, lui, uh, lui Hristos. Și, uh, și uh, practic, uh, adevărul acesta. Are niște implicații extraordinar de importante pentru viața de zi cu zi. Tot în, în, în logica Apostolului Pavel, dacă nu există înviere, atunci viața noastră ar putea fi trăită într-un mod total diferit. Pentru că ceea ce crezi despre lumea de dincolo, a spune, ceea ce crezi despre viața de dincolo, influențează în mod fundamental felul în care îți trăiești viața aici. Pavel îi amintește pe cei care nu credeau în înviere și atunci oarecum pentru cei care nu cred în viața de apoi și de care nu cred în înviere, care nu cred în răsplată și care nu cred în, în pedeapsă pentru, pentru păcat, Pavel pur și simplu spune: Cel mai logic mod de a trăi viața este să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. E categoria aceea de oameni pentru care totul se rezumă la aici, acum. Dar eu am rămas cu, cu principiul acesta care mi se pare foarte, foarte important. Ceea ce crezi despre viața de dincolo determină felul în care îți trăiești tu viața aici? Acest uh, lucru, această așteptare și această credință, de fapt, reg, cum spuneați, reglează comportamentul. Aici apostolul uh, Pavel uh, vorbește și despre cum înviază morții și folosește această metafora grâului care moare. Ce a vrut apostolul să explice prin uh, faptul că uh, așa cum grâul moare și uh, iese o nouă viață, o nouă plantă, uh, ce a vrut să spună cu privire la înviere prin această utilizare a acestei metafore? Adevărul este că atunci când stai să analizezi cu gândirea noastră limitată tema aceasta a învierii, e destul de, de greu de asimilat un astfel de adevăr, pentru că, pe de o parte, noi nu suntem expuși la așa ceva. Adică, nimeni nu poate să vină și să spună, oh, a înviat unul săptămâna trecută la Arad sau a înviat. Luna trecută, cineva la, la București. Deci, practic, nimeni nu-i nu expus în viața de, de zi cu zi unor astfel de minuni, să zic, și de aceea, pentru foarte mulți, ideea de, de înviere e un subiect foarte, foarte greu. Însă, cred că Pavel, prin ceea ce face, vrea să ne deschidă puțin ochii și prin metaforele pe care le folosește, că de fapt, noi, în fiecare an, suntem martorii unor minuni cu care ne-am obișnuit, și, practic, cel mai la îndemână lucru pe care putem să-l facem, și e chiar fain că putem să-l facem și în perioada asta că suntem în, în perioada de primăvară, când ceea ce îi mort în natură revine la, la viață. Și, practic, primăvara e un anotimp care ne vorbește foarte mult despre minunea aceasta a învierii și primăvara e și perioada în care în, în domeniul al agriculturii da, oamenii lucrează, se implică și de fapt asta face Apostolul Pavel ne face o invitație să ieșim în grădină sau să ieșim pe ogor și să urmărim în cazul lui spune bobul de grâu da, care e asuzat în, mormânt, în, 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 în pământ în țărână Putem să folosim și o altă ilustrație. Nu știu, eu, din punctul meu de vedere, parcă nimic nu arată mai mort decât un cartof. Deci nimic nu arată mai, mor, mai mort decât un cartof. Și ei cartoful, acela care uh, pare, dați-mi voie la exagerarea asta, atât de mort, și te duci, să o groapă, îl pui în, uh, în, în pământ și Intervine umezeala și intervine căldura și condițiile uh, uh, și clima potrivită și tot ceea ce îi nevoie și practic se întâmplă ceva acolo în pământ. Pe de-o parte, ceea ce ai pus în pământ, bobul de grâu, în metafora apostolului Pavel, da? el mai întâi moare și după aceea, sau practic în același timp, uh, în timp ce, ce vechiul bob moare, se naște o nouă, o nouă plantă. Și aici cred că putem aprofunda puțin metafora aceasta, pentru că e aceeași esență, din, din bobul de grâu nu se naște porumb. Sau nu învie dacă e o plantă total diferită. Tot grâu, dar este ceva diferit. Și Apostolul Pavel spune, așa se va întâmpla și cu noi, Vom dobândi un alt trup care este trupul nostru, dar este diferit, exact așa cum, cum noua plantă este diferită de Bobul care, uh, care a murit. Există legătură, există însă și diferență. Nu știu cât de departe putem să, să mergem aici, pentru că sunt tot felul de întrebări care se ridică și uneori chiar și speculații, da? de exemplu, dacă uh, trupul cu care voi uh, moșteni. De exemplu, împărăția lui Dumnezeu va fi exact ca trupul acesta. Acesta pe care l am. Mm -hmm. Mie îmi place să cred că mm -hmm. în, în, în viața de dincolo voi arăta mai tânăr. Mm -hmm. Adică, nu știu, că nu o să îmbătrânească trupul, dar o să-l ia Domnul pe exact pe ăla care o arăta cel mai bine cândva în, în viața aceasta. Poate mai și glumim, nu pe, pe tema aceasta. Dar e clar că din ceea ce ne prezintă Scriptura. Da? Va, omul va avea un trup proslăvit și oamenii se vor recunoaște unii pe ceilalți. Aici aș, aș venit la învățătura Domnului Isus Hristos da? cu Bogatul și, și Lazar. Avram este identificat, este cunoscut în, în lumea de dincolo, la fel și Lazar. Deci se pare că ne vom putea recunoaște unii pe ceilalți, chiar după trupul pe care îl avem, atunci când ajungem. Chiar dacă nu va fi carne, chiar dacă nu va fi materia aceasta care este supusă supusă putrezirii. Deci, cu alte cuvinte, dacă este înviere, trebuie să existe mai întâi de toate moarte și metafora asta ne explică foarte apăsat faptul că ceva care, ca să poată învia, trebuie mai întâi să, să moară. Ne? Moarta este o realitate. Ea va veni la toți cei care trăiesc pe pământul acesta. Nu există om care să nu se aștepte, să aștepte în sensul că nu neapărat să-și dorească, dar e ideea aceasta că în final, toți oamenii vor muri și uh, numai prin moarte poate să existe înviere. Fără moarte, nu ar putea să existe uh, această, această înviere. Uh, totuși, uh, Apostolul spune: Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Ce vrea să spună Apostolul prin aceasta că nu vom adormi toți? Înseamnă că nu uh, vor muri toți? Sau uh, ce se va întâmpla? Cu creștinii? Vor muri toți sau nu? Sau cum va arăta uh, viața celor căincioși? Uh, de curând am avut uh, un botez în, uh, în Biserica Speranța și o adolescentă care s-a botezat uh, în uh, mărturia ei personală uh, făcea referință la, eu știu, uh, Persoane din Vechiul Testament care n-au murit și au fost uh, luate într-un car de foc și spunea că la un moment dat în mintea ei s-a născut întrebarea asta dacă n-ar putea face Domnul o excepție și pentru, uh, pentru ea, că gândul acesta al, uh, al morții nu era foarte încurajator pentru ea. Cred că Apostolul Pavel are în vedere, uh, atunci când spune că unii vor fi schimbați, are în vedere momentul acela final. Uh -huh. Deci, din înțelegerea mea, Apostolul Pavel are în vedere momentul final, în mod obișnuit, toți oamenii mor, da? dar atunci când Hristos va reveni, va exista o anumită, un anumit segment al populației acestei lumi care nu va trece prin experiența obișnuită, să zic, în sensul că vor muri pentru că sunt bolnavi sau bătrâni și așa mai departe îngropare, ci momentul acela este prezentat de Pavel ca un moment al, al schimbării, unii care vor fi uh, transformați. Și destul de interesant că uh, și Apostolul Pavel a trăit oarecum cu sentimentul acesta, uh, nu în sensul că era ignorant, dar aș pune mai, mai degrabă pe, pe seama așteptării revenirii lui Isus Hristos. Dacă citim cu atenție în, iarăși în, în Tesalonicene tesalonicen. Apostolul Pavel vorbește Despre un astfel de moment când zice uh, Noi cei vii Care vom fi rămas Până la venirea Domnului Vom fi luați ca să-L întâmpinăm Pe Domnul în văstuc. Și văd că se include și el în categoria mm -hmm. aceasta pe de o parte se aștepta ca venirea lui Hristos să fie aproape, trăia cu sentimentul că ar putea avea loc chiar în timpul vieții lui. pe de altă parte în mod indirect înțelegem de aici că va exista o categorie de oameni care vor experimenta ceva diferit la momentul final. Adică, dar și ei vor fi transformați dacă ar fi să ne uităm în jurul nostru, înainte să continuăm discuția despre argumentele pentru înviere, viere, totul sunt anumite religii în lumea aceasta care nu toate cred într-o viere a morților. Care sunt câteva dintre aceste perspective pe care le întâlnim în, în lume? Acum. Uh... Da, n-aș putea spune că sunt uh, foarte familiarizat cu tot ce înseamnă perspectiva asta a eternității. Aminteam la început că uh, sunt unii care consideră efectiv faptul că odată ce uh, o persoană a murit, s-a terminat totul și deci pentru ei nu există nicio perspectivă. Atunci uh, una din cele mai populare este perspectiva aceasta, uh, eu știu, Reîncarnării, okay. oameni care cred în mai multe cicluri de viață, unii care cred că, eu știu, dacă ai trăit viața într-un mod necorespunzător, te vei reîncarna în ceva inferior, alții care cred că te vei reîncarna în ceva, în ceva superior, dar foarte multe, dacă ne referim la. La religie, adevărul este că în, în multe religii există, chiar dacă e perspectiva lor diferită de creștinism, există dorința, cel puțin dorința aceasta și speranța aceasta a unei vieți dincolo de, de moarte, care e exprimată în, în, diferite, în diferite moduri. Și asta, sigur, că este printre altele, un argument pentru a crede în înviere, da, la timpul deci, potrivit. Deci, cu alte cuvinte, speranța învierii și dorința după înviere este cumva parte a ceea ce suntem noi ca oameni. Toți ne dorim uh, să nu trăim puțin, să nu trăim uh, uh, să nu murim, poate niciodată, ci speranța ar fi ca să uh, dobândim viața veșnică, chiar dacă se termină lucrul aici, să vină o vreme fie în care vom învia și vom uh, intra într-un nou stadiul vieții noastre, uh, care, uh, potrivit cu scripturile, se va numi veșnicie, care va putea fi fie în prezența lui Dumnezeu, fie în, uh, în uh, iazul uh, de foc. Uh, dacă mă gândesc la Sfintele Scripturi, uh, vorbesc Sfintele Scripturi de învieri. Învieri la plural. Pe de-o parte. În care, în timpul Domnului Iisus Hristos, au fost aceste învieri. Au fost oare aceste învieri reale? Acum, și în timpul vieții și activității lui Hristos, identificăm câteva minuni pe care le face Hristos. Poate cea mai eu știu, cunoscută dintre ele ar fi învierea lui Lazar, da? prezentată în Ioan, în capitolul 11. Și din context înțelegem că, de fapt, Mântuitorul chiar a, a vrut... a în mod intenționat l-a lăsat pe Lazar ca să, să moară, să experimenteze moartea. E un detaliu acolo mai, mai, interesant, când a auzit Isus că Lazar este bolnav, a mai zăbovit câteva, câteva, zile. Și așteptarea noastră ar fi fost ca el să se grăbească. Dar tocmai pentru ca să să-și arate nu doar puterea lui de, de vindecător, ci puterea lui asupra vieții și asupra morții, Hristos în mod intenționat a întârziat, dar uh, l-a înviat pe, pe Lazar din mormânt. Acum, care ar fi, uh, eu știu, uh, asemănarea și care ar fi diferența? Uh, asemănarea ar fi uh, următoarea. E o minune reală despre care... Deci nu e vorba de uh, uh, ceva când, când se spune că îi mort de patru zile, da, Nu mai putem vorbi despre eu știu, o stare pe care poate au avut-o alții, în sensul în care au avut unii o moarte clinică sau eu știu. Și aici nu e vorba de, de o resuscitare, ci vorba efectiv de o viere. Toate funcțiile trupului, în cazul lui Lazar, au, au încetat. La fel și când e vorba de fiul acelei văduve din, din Nain, despre care vorbește tot Scriptura. Deci învieri reale, dar există și diferențe. Pentru că oamenii ăștia au înviat, dar nu în sensul învierii de apoi, adică să rămână pentru totdeauna. Au înviat în trupul lor un trup care în continuare era supus morții, pentru că și Lazar a murit în tradiția creștină, să zic așa, există o, o, o legendă care spune că după înviere Lazar n-ar mai fi zâmbit niciodată, ar fi trăit o viață tristă. De ce? Pentru că el a ajuns să vadă ceva din frumusețea cerului și toată a lumea fost s -a, a fost marcat, toată lumea s-a bucurat că el a revenit uh -huh. la viață, dar pentru el N-a fost bucuria atât de mare pentru că a văzut că dincolo îl așteaptă ceva mult mai, mai, bun, mult mai frumos. Însă aceste învieri, cred că vorbesc despre puterea pe care Hristos o are de a-i învia pe cei morți. Da? I-a înviat pe unii prelungindu-le viața, practic, însă ele vin ca un argument lângă învierea lui din morți că același Hristos poate să ne aducă la acea viață veșnică care nu va mai fi afectată de, de moarte, ci va fi o existență a, permanentă cu el. Ați amintit învierile din perioada Domnului Iisus Hristos, dar a fost posibile învierile și în, via, în perioada Bisericii Primare? Avem mențiuni, da, avem mențiuni, practic avem și în Vechiul Testament. Deci, și în Vechiul Testament, învieri din morți prezentate ca o minune pe care Dumnezeu a făcut-o într-un anumit context, prin anumiți oameni. În Noul Testament ar mai fi de amintit, nu avem multe detalii, dar Scriptura menționează învieri cu ocazia morții Domnului Isus Hristos momentul acela dramatic când eu știu, cerul s-a întunecat și fără ca să avem explicații, rămâne un, un, subiect de cercetare, dar nu știu ce alte răspunsuri putem să, să găsim dacă Scriptura nu ne dă multe detalii, dar spune acolo că au fost morți care au înviat care au înviat. Și după aceea biserica, biserica primară, mă rog, Cartea Faptele Apostolilor și așa mai departe. Acum, nu cred că, adică pentru o persoană care, care crede că Dumnezeu îi tot puternic, nu este greu să, 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 creadă că la un moment dat, nu ca o regulă, ci ca o excepție, Dumnezeu și-a demonstrat puterea în în morți. Pentru că dacă noi scoatem din Noul Testament elementul supranatural, nu mai rămânem cu absolut nimic. Practic, atâtea lucruri care vorbesc despre puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Avem și vindecările și înmulțirea pâinilor și învierile, dar toate, toate ne vorbesc despre un Dumnezeu atotputernic care este stăpânul vieții care este stăpânul vieții și Deci ce constatăm este că au fost învieri în perioada Domnului Isus Hristos și unii s-ar putea să spună e normal, pentru că era fiul lui Dumnezeu, avea putere să învieze. Dar ce mai constatăm este că și biserica primară, în perioada bisericii primare, au existat învieri, cu toate că uh, Isus nu mai era prezent fizic cu ei. Și astfel uh, acest plural al învierii lor este întregit nu doar de mulțimea învierilor făcute de Domnul Iisus Hristos și chiar de mulțimea evenimentelor supranaturale de înviere pe care le găsim și în Biserica Primară. Există în Noul Testament totuși o folosire a conceptului de înviere cu aș spune eu cu în mare, la singular, în care se referă la învierea Domnului Iisus Hristos. Ținând cont de ceea ce am spus până acum, faptul că El este viața și a putut să dea viață, cum ar trebui să percepem învierea în relație cu aceste celalte învieri? Cum am putea să înțelegem? Este vreo legătură învierea lui Hristos a vine într-un șir de învieri pe care evreii le credeau? Așteptau evreii să învie Domnul Iisus Hristos sau nu? Cum înțelegeau ei conceptul acesta de înviere? Acum Hristos în, în, în activitatea lui, așa cum am spus, i-a readus pe unii la viață. Și clar că vorbim despre despre supranaturale, e clar că vorbim de minuni. Eu nu știu dacă noi putem uh, uh, clasifica minunile și să spunem minuni mai mici și minuni mai mari. mai mari, dar hai să zicem că ne permitem să facem lucrul ăsta pentru un moment și a spune că minunea aceea a învierii cu în mare e o minune mai mare decât celelalte minuni pe care le-a făcut Hristos. De ce aș argumenta lucrul acesta? Pentru că într-un sens vorbim despre oameni pe care Hristos i-a înviat și în alt sens vorbim despre puterea aceasta ca Iisus Hristos să se învie pe El însuși. Da. Acum știu că putem intra într-o discuție despre Trinitate, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt dar la urma urmei cei trei sunt una și învierea cu în mare este momentul acela în care puterea e demonstrată la, la superlativ când uh, el se readuce la viață. Și dacă uh, Hristos are puterea de a reveni la viață, cu atât mai mult are puterea ca să, să ne uh, aducă pe noi la viață, să realizeze uh, minunea în, în, în propria noastră viață. În sensul ăsta eu cred că Uh, învierea lui este diferită de, de celelalte învieri pe care le prezintă uh, fie evangeliști fie uh, istoria bisericii, așa mai departe. Dar uh, cred că aici trebuie să, să avem grijă să fim uh, echilibrați. Nu punem la îndoială uh, puterea, puterea lui Dumnezeu, dar chiar în perioada bisericii primare uh, au fost oameni viață, dar cei mai mulți, și vorbim despre oameni credincioși și despre ucenici devotați lui Hristos, care au murit. Hai să ne gândim la atâția care au suferit o, o moarte de martir. Unul din lucrurile care practic mă, mă impresionează pe mine când citesc cartea Faptele Apostolilor într-o perioadă în care s-au realizat atâtea minuni, dar urmașii lui Hristos nu erau atât de preocupați de Uh, salvarea asta iminentă pe care să le aducă Hristos. De exemplu, dacă erau, uh, dacă erau uh, arestați de autorități, în rugăciunile lor, ei nu se roagă pentru eliberare, ci se roagă ca Dumnezeu să le dea îndrăzneală să prezinte adevărul în continuare. Uh, se pare că noi, generația aceasta, suntem mult mai speriați de moarte decât uh, generațiile de creștini, mai ales de la, de la început. Pentru ei, uh, cerul și viața uh, de dincolo, promisiunea asta a lui Hristos, era atât de fascinante cât uh, nu-și doreau așa de mult să, uh, uh, să, trăiască, să fie izbăviți din anumite situații într-un mod miraculos, pe cât își doreau ca să fie cu Hristos dincolo. Hai să ne gândim din nou la, la Apostolul Pavel în epistola către Filipeni, când zice, sunt strâns din două părți. Practic, la moarte se referă. Spune, uh, s-ar putea ca să, să mor și mi-aș dori ca să fiu împreună cu Isus Hristos pentru că ar fi cu mult mai bine, dar, pe de altă parte, e mai de folos ca să mai rămân, spune Apostolul Pavel. Deci nu e -i, -i teamă de moarte, așa cum multora uh, din generația noastră cred că ne, ne este mult mai teamă de moarte decât celor din uh, dinainte. Deci au existat învieri și scripturile ne certifică lucrul acesta, nu ne îndoim de uh, realitatea acestui învier, nu ne îndoim de faptul că ele sunt istoric demonstrate și că avem uh, acolo realități care nu pot fi contestate. A existat învierea lui Hristos care uh, a avut implicații asupra celor de atunci, dar și asupra noastră, uh, cei care trăim astăzi, dar Biblia mai vorbește și despre înviere la viitor. Vom învia. Cum înțelegeți acest eveniment al învierei viitoare? Ce știm despre acest element al învierei viitoare? Poate unii nu vor învia din moartea aceasta, vor muri și vor rămâne. Trupul va rămâne în țărână, dar Duhul se va duce la Dumnezeu. Dar ce putem spune despre concepția de veacuri, sfârșitului de viacuri? Sfârșitului de viacuri cu privire la înviere? Păi, uh, învierea, din ceea ce înțeleg eu, va fi pentru toată lumea. Dar unii vor învia pentru. Viață, oarecum e o exprimare pleonastică, dar știm ce înseamnă lucrul acesta: adică vor învia pentru ca să fie împreună cu Hristos și să fie uh, în Raiul lui Dumnezeu și în răsplătirile lui Dumnezeu și așa mai departe, iar alții vor învia pentru moarte, în sensul separării de Dumnezeu, în sensul acela al, al pedepsei. Deci, dintr-o anumită perspectivă, uh, nicio ființă nu este scutită de, de a, a învia. De a învia. Uh, eu cred că sunt oameni care și-ar dori să nu aibă parte de, uh, de înviere. Pentru că, dacă în viață ei n-au fost preocupați deloc de relația cu Dumnezeu și dacă, uh, într-adevăr, există nu doar răsplată pentru bine ce există și pedeapsă pentru păcat pentru uh, refuzul de a primi iertarea din partea lui Dumnezeu. Atunci categoria aceasta de oameni nu, nu și ar dori să existe o înviere. De ce să, uh, de ce să nu dispar pur și simplu pentru totdeauna, că atunci dispare și ideea de uh, de suferință. Deci cei care nu și doresc învierea <gânt> sunt tocmai cei care nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiască în baza credinței și luminii pe care a primit o la Domnul Iisus Hristos și atunci pentru ei învierea ar prefera să demonstreze că nu există, că nu-i posibilă, tocmai pentru a nu da socoteală de viața lor. De altfel există uh, oameni care gândesc în felul acesta, da? Oameni care uh, argumentează, aș lua un singur exemplu, cum putem crede că un Dumnezeu bun va pedepsi veșnic? Sau, pentru ca să întărească mai mult, uh, eu știu, logica lor, uh, de ce am crede că pentru uh, o greșeală vremelnică vei primi o pedeapsă veșnică? Hmm. Da? Sunt întrebări care au o anumită, o anumită logică, și în același timp sunt și răspunsuri pentru uh, întrebările acestea. Dar, uh, în, în contextul în care discutăm noi, da, o astfel de categorie de oameni și-ar dori, cred eu, ca să nu mai existe nimic după moarte, ci pur și simplu să dispare pentru totdeauna și, în felul ăsta ar elimina uh, suferința eternă. Ce puteți să ne spuneți despre această înviere, ce ne spuneți din perspectiva biblică, despre această înviere a morților viitoare? Când va avea loc aceasta? Cum este văzută din perspectiva scripturilor? Uh, nu pot să vă spun <laughs> prea multe la, la întrebarea asta. M-aș bucura să fiu. Un... Poziția celui care zice că luați-vă agenda și uh, notați, da? Dar uh, nici, nu știu, n-aș considera, poate, cel mai important uh, lucru. Uh, normal că nu poate să existe o viere decât uh, după ce ai murit, uh -huh. da? Uh, în momentul în care. O persoană a murit. Practic, e, e destul de greu. Noi, noi gândim lucrurile tot în uh, termenii timpului și a spațiului. Dar o persoană care a murit, practic, în momentul acela iese din sfera timpului și a spațiului. Și de aceea, uh, poate, intrăm într-o într zonă de uh, mai mult de, de. în care putem filozofa, da? Uh, cum percepem noi cei de aici în timp, cât mai este până la învierea morților, dar pentru ceilalți care au ieșit din timp și din, din spațiu lucrurile sunt văzute diferit. Acum nu aș vrea să intru în, în toate perspectivele acestea, eu știu, escatologice, dar cel mai important lucru mi se pare că adevărul ăsta va exista o înviere și trebuie să fim pregătiți pentru ca să, la momentul respectiv, să putem să avem Parte de experiența extraordinară de a, de a fi împreună cu Isus Hristos pentru, pentru totdeauna. Aici, textul ne spune în Tesaloniceni: Nu vă uiți, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Este oare echivalentul acesta a dormire, echivalentul cu moartea? Și atunci învierea este văzută ca un act de trezire? Eu personal cred că referințele pe care le face Apostolul Pavel la adormire sunt sinonime cu termenul moarte. Nu e singurul loc în care e folosit cuvântul acesta, dar cred că e folosit în același timp cu un scop. Pentru că de foarte multe ori atunci când folosim doar ideea de moarte în, cumva în subconștientul nostru este ideea de, de final nimic după și tocmai de aceea apostolul Pavel folosește o altă metaforă aceea a, a somnului a dormirii, uh -huh. tocmai pentru că dorește să transmită mesajul învierii când cineva doarme Aștept să se trezească. Uh, și aici cred că e ideea. Nu, nu, e un alt subiect, uh, știu, dar aș vrea doar să fac următoarea mențiune. Acesta este motivul pentru care unii creștini nu prea sunt de acord, de exemplu, cu incinerarea. Uh, atunci când uh, ne întoarcem la, la bobul de grâu. Când așezi bobul de grâu în, în pământ, te aștepți ca el să putrezească, dar te aștepți ca să iasă acea nouă uh, plantă. plantă. Uh, și vin unii și spun: uh, Eu nu sunt de acord, nu pentru că n-aș crede că Dumnezeu nu poate să uh, producă minunea în continuare, pentru că unii uh, hai să fim cât se poate de realiști. Da? E o vreme de război. Unii au fost, scuzați-mi expresia, incinerați fără voia lor în bombardamente și așa mai departe. Deci nu e vorba de puterea lui Dumnezeu, dar e vorba de simbolismul acela. Prin faptul că, eu știu, așezăm un trup în mormânt, acolo este ideea aceea a readucerii la viață. Când așezi ceva în pământ, te aștepți să crească, Sub o formă asemănătoare, dar ca în alt trup. Dar când pui ceva în foc, foc poartă ideea de distrugere. Și, și ideea este că ceva care moare uh, se consumă pe sine, poate să fie roditor ulterior, că orice, orice plantă aduce aduce uh, roadă. Uh, dacă ar fi să uh, încheiem, mai avem doar uh, 3 minute, 3-4 minute. Uh, care ar fi lucrurile pe care un creștin ar trebui să le afirme când spune despre învierea morților? Care sunt câteva adevăruri fundamentale pe care să le rostim în această seară și să le spunem că un creștin așa crede prin la învierea morților? Păi cred că ar trebui să urmăm și noi uh... Aceeași logică de gândire a apostolului Pavel. Cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al, al vieții. Chiar așa se prezintă Isus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi, absolut fundamental. Cred că Isus Hristos a înviat din morți și-a biruit moartea. N-am mai intrat în detaliul acesta în Corinteni, capitolul 15, unde Pavel vorbește despre o biruință a vieții asupra morții. Atunci când uh, pune întrebarea moarte, unde ți este biruința? Și bordul morții este înfrânt. Deci cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții, cred că Isus Hristos a înviat cu adevărat din morți, cred că învierea Domnului Isus Hristos din morți este... Cea mai puternică, uh, cel mai puternic argument pentru a crede în propria noastră uh, înviere și, uh, în același timp, foarte uh, important legat de, de înviere, să credem că, în baza promisiunilor Domnului Isus Hristos, și noi vom învia. Și asta are uh, implicații, da? Întâlnirea cu Hristos față în față în împărăția lui Dumnezeu, aici în această viață noi nu îl putem vedea pe Dumnezeu, dar când vom învia cu noile trupuri, îl vom, vom vedea pe Dumnezeu, vom moșteni împărăția îi vom reîntâlni pe cei dragi care au crezut, deci atât că sunt foarte multe implicații, dar n-aș încheia înainte să mai spun încă o dată, ceea ce credem despre viața de dincolo determină felul în care ne trăim viața aici. Mulțumesc foarte frumos pentru acest dialog pe o temă destul de sensibilă pentru cei îndoielnici învierea este imposibilă, dar pentru credincioși adevărat învierea este posibilă. Mulțumim pentru că ați fost în seara aceasta cu noi și vă mai așteptăm la astfel de emisiuni, chiar dacă poate uneori le vom face și de la distanță. Mulțumim mult pentru participarea. Da, și eu isu. mulțumesc pentru invitație. Iar Dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în seara aceasta, dorim prin această emisiune să vă aducem aminte de acest adevăr fundamental: și anume, după moarte există o înviere. Dacă nu poți să crezi lucrul acesta, puneți un mare semn de întrebare cu privire la autenticitatea credinței tale. Pentru că cel care crede într-adevăr în Isus, cel care afirmă care are o credință reală, autentică și biblică, va afirma mereu și mereu, cred în învierea morților. Deci, ia, provocarea pentru seara aceasta este să uh, menținem acest adevăr în viața noastră și să ne evaluăm credința noastră în așa fel încât nimic și nimeni să nu uh, zdruncine această convingere că noi, așa cum Hristos a înviat, și noi, într-o zi, Vom învia împreună cu El. Vom învia pentru veșnicie, iar pentru cei care nu l-au acceptat pe Hristos, vor învia pentru judecată și condamnare veșnică. Vă doresc tuturor o seară bună. Hristos a înviat. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere!